La un moment dat, semnează un protocol cu Rusia la Londra, legat de un alt aspect. Da, mi-am găsit și notițe, e semnat la Londra pe 3 iulie 1933, dar e convenție între URSS și România. Privea un alt aspect și anume definiția agresorului și a agresiunii. Pentru că aveam un tratat, dar nu știam ce să facem cu el, era plin numai de bune intenții și știm cu toți că bunele intenții pavează drumul către iad, dar nu avea definiția clară a agresorului. Cum îl determin? De unde știu care stat e agresor? Că fiecare parte sau părțile implicate vor spune eu n-am făcut, nu eu am inițiat acest jocul, aceste jocuri ale războiului și așa mai departe. Să face această convenție, ba mai mult, Rusia vine așa cu inițiative, să spun așa, în sensul că se plânge că nu s-a făcut destul în inventarul armamentelor și în restrângerea capacităților de înarmare. Inițial Germania era deja Hitler la putere, acest tratat privind limitarea cursei înarmărilor, am spune noi astăzi, a fost blocat. Așa că se face ca de multe ori în istorie să ajunge la o situație ironică și la o situație stupidă, că înarmarea se produce exact așa, exact atunci când diplomații și specialiștii în drept internațional discutau despre limitarea în armamentul. Dar dacă te uiți la Germania, ce proporții extraordinare a fost pregătirea, a dat cursei înarmărilor, ca și la Rusia, mă rog, conducerea bolșevică, vezi că până la urmă una spunea în față și alta făcea în spate. Pentru că toată lumea vorbea de bine de lucrurile acestea. Am uitat să menționez că Rusia a semnat pactul Briand-Kellogg. Ce înseamnă asta? Că se angajează ca războiul să fie exclus pentru totdeauna din viața internațională și din sistemul de drept internațional. A fost semnat. Încât în momentul în care atacă Polonia, când se ocupă de țările Baltice, România cu ținuturile noastre nefericite, unul din ele e pământul pe care ne aflăm, era deja în puterea tratatului pentru că nu-l denunțase și niciodată nu se făcuseră demersuri internaționale pentru a fi eliberată de promisiunea luată în forumul internațional al Ligii Națiunilor. În schimb, paralel, au dublat o propagandă foarte interesantă care începe foarte imediat după primul război, ci cerim diplomatul roșin reproșat după atunci România care are o atitudine antisovietică. Acum ne relatează foarte interesat domnul dr. Constantin că zice, voi ați avut intenții agresive acolo. Nu, n-am avut. Pentru considerente militare și pentru discuții ulterioară a păcii, s-a ajuns în Transnistria și în Odessa. Dar iată că rușii au ținut-o tot timpul la cap această idee. Deci asta era un linii mare, alianța. Uite numai un exemplu. În 1921, România, regatul român, semnează alianța polono-română, prin care se obligau să-și ajute regiunea. Cum mai putea să mă ajute în 1940, când deja Polonia era făcută bucăți de doi buldogi mari și bine înarmați? Asta a fost situația. Din cadrul alianței înțelegerii balcanice, înțelegerea pe latura de sud a teritoriului românesc, cu excepția Turciei care n-a intervenit, dar a încercat cât de cât să se ține de cuvânt, unde te mai trizești. Și atunci nu mai aveai nici protecția legii consimțită prin acordurile bilaterale sau multilaterale, n-ai avut și forța necesară să mergi mai departe. Oare de ce majestatea sa, Carol al II-lea, le spune la Basarabeni, la Chișinău, în martie 1940, că inamicul se va lovi de un zid de foc și de așa mai? Oare de ce când lucrurile stăteau cum să stea? Bineînțeles că a plătit pentru asta, că și-a pierdut domnia, a plecat,
a plecat și a luat amanta de mână și a luat vagoanele și a plecat. Dar ce faci cu restul? Cu zguduitorul martiriu care există în Bucovina, Herța, Basarabia. Ce faci cu tot masacrele care urma? El și-a luat porția, fostul suveran. Dar actele au continuat să acționeze și să provoace suferință.